Doamnelor și domnilor, bună ziua! Iată, Galeria de Artă Făclia își redeschide porțile după un an și ceva. Mi-aduc aminte că în decembrie 2019 vernisam un moment excepțional, zic eu, pentru prima dată în Clujul artelor vizuale. Ne-am întâlnit cu Arta Sacră prin reprezentanții Departamentului de Artă Sacră din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. A fost un eveniment pe care ni l-am dorit, pe urmă, repetat în aprilie 2020, n-a mai fost să fie în decembrie anul trecut. Și iată că după un an și câteva săptămâni ne reîntâlnim, este al doilea moment expozițional al Departamentului Artă Sacră. Nu am întins mult titlul pentru că el exprimă practic totul. Expun așadar în Arta Sacră de la Galeria Făclia din vernisajul de astăzi cadre didactice și absolvenți ai Departamentului Artă Sacră. 5 sunt domeniile de referință ilustrate în expoziție și îmi face plăcere să le amintesc. Este vorba despre icoana bizantină, este vorba despre fresca, artă religioasă, intervenții de conservare și restaurare și investigații de restaurare. Alături de mine sunt conferențiar universitar dr. Marin Cotețiu, care îi zic un bun venit și înainte de a începe de a intra propriu-zis în vernisaj, am să-l rog să spun o rugăciune. Suntem într-un moment al evenimentului pascal, mi se pare firesc să auzim Sfânta Rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutinde ne-ai ieșit toate de tinești, Mistierul Bunătăților și Sărătorului de Viață, vino și te sărășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întineciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Binecuvântat este Dumnezeul nostru cu al Tău har și cu al Tău iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțumesc, Sfinte Părinte. Am să te rog acum câteva cuvinte despre Arta Sacră, 12 aprilie 2021, într-un moment spiritual de care avem atâta nevoie, cum avem atâta nevoie de comunicarea directă. Vă ascultăm. Vă mulțumim pentru invitație și pentru spațiul pe care ne-a acordat pentru această expoziție de artă sacră și restaurare. O să vă spun în câteva cuvinte ceea ce facem noi aici. Iată că trebuie să mă folosesc de mijloace tehnice care uneori ne pun și în dificultate, pentru că având cursuri cu studenții, astăzi n-am putut fi prezent împreună cu dumneavoastră la vernisaj, dar transmit din atelierul de restaurare al Facultății de Teologie, atelier în care ne ocupăm de icoane din colecția Muzeului Mitropoliei Clujului. Cele mai multe icoane sunt de aici, de la Muzeul Mitropoliei Clujului, dar unele icoane provin și de la mănăstiri din arhiepiscopia noastră. Realizăm, practic, toate operațiile care sunt necesare, începând cu cele de stabilizare a stratului de culoare, a grundului, consolidarea a panoului de lemn, până la intervenții propriu-zise de restaurare. Între panourile pe care le prezentăm astăzi, expoziția dumneavoastră, sunt unele reprezentative pentru activitatea noastră. În prezent, în atelier, sunt lângă mine o studentă și o masterandă, Sebastian Ardeleanu și Herinean Carina. Carina are icoană și în expoziția dumneavoastră la vernisaj. E vorba de icoane cu probleme dificile de consolidare, de restaurare și
Iconele pe care le avem acum sunt tot așa cu probleme deosebite. Iată, chiar dacă icoana Sebastite este de dimensiuni mici, valoarea ei estetică și istorică este una mare. Icoana este prezent într-o stadiu înaintat de restaurare, practic fiind finalizată curățarea, urmând a fi făcute operații de chituire și apoi de integrare cromatică. La icoana Carinei, problemele au fost de altă natură. Icoana a suferit un incendiu parțial. O mare parte din icoană, aproximativ 30%, fusese afectată de flăcări. Carina a reușit să consolideze statul de culoare, să fixeze culoarea așadar pe locul ei și urmează operațiuni de chituire și integrare cromatică. Alte icoane sunt în alte stadii, toate având nevoie de intervenții de restaurare. Practic, studenții noștri ajung să facă aceste intervenții după ce mai întâi fac cursuri de pictură, învățând tehnica tradițională de pictură pe lemn și după ce s-o însușesc, ajung să își însușească și operațiile specifice restaurării. Părinte Codeciu, îți mulțumesc din suflet pentru prezentare, pentru rugăciune. Îți mulțumesc pentru acest moment extraordinar de a ne prezenta live pentru prima dată laboratorul de restaurare, de conservare. Îți rămâne mandatorat, cum se spune, pe viață deja. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumim și noi și sperăm în decembrie să avem și partea a treia, un nou Crăciun, dar un Crăciun în libertate și în apropiere, într-o comuniune așa cum trebuie să fie ea. Mulțumesc, Părinte. Tot alături de mine se află domnul lector universitar dr. Alin Trifa, domnul lector universitar dr. Marius Ghenescu, îi cunoașteți de la intervenția de data trecută, apoi scriitorul Victor Măruțoiu. Aceasta va fi și ordinea, Alin, câteva cuvinte despre ediția a doua a Artei Sacre la Făclia. Mă bucur că ne aflăm din nou aici. Foarte pe scurt despre expoziție. Lucrările cuprinse în această expoziție reflectă cam majoritatea preocupărilor cadrelor didactice și studenților de la facultatea noastră. Vedem icoane bizantine, fresce, artă religioasă, aici Marius Ghenescu. Mai vedem partea de restaurare, unde a intrat Părintele Marin Cotețiu. Este și partea de investigație pentru restaurare, domnul profesor Măruțoiu și doamna Olivia Nemes. Am un gând. S-ar putea unii oameni să creadă că icoana de astăzi este oarecum anacronică în raport cu problemele arzătoare ale prezentului. De exemplu, cu sănătatea, cu frica, cu libertatea. Dar eu cred că nu este așa. Și am să dau vis-a-vis de sănătate un exemplu. Deci eu cred că lumea pe care o prezintă icoana, despre care ne vorbește icoana, lumea credinței și în final Dumnezeu, chiar ne ajută să fim sănătoși. Și am zis că dau un exemplu. Recent, o fostă studentă de-a mea, Florina Beganu, a avut un accident de mașină și după 3 săptămâni de stat în comă, și-a deschis ochii și a început să-și revină exact de buna vestire. Deci când era sărbătorită, practic, Maica Domnului, față de care avea foarte mare evlavie, într-un moment s-a întâmplat asta, într-un moment în care omul a fost depășit de situație. Medicii n-au mai avut ce să facă. Deci este și starea de speranță. Categoric, asta e a doua idee. Simpla prezență a unei icoane, deci prezența ei și implicit a Sfântului pe care icoana îl reprezintă, ne liniștește, ne aduce pace în suflet, bucurie, curaj și pierde toată frica. Doamne, de toate avem nevoie, practic. Iar libertatea, mă gândesc că icoana ne călăuzește să ajungem la acel nivel al libertății, oarecum sinonim cu sfințenia, libertatea față de păcat. Deci nu libertatea de a păcătui, care înlănțuiește în final, și libertatea față de păcat care ne sfințește. Și cred că în contextul actual, icoana este, ca să folosesc sintagma lui Vasile Băncilă, un punct cardinal în haos. Unul din puținele. Și unul bun.
și unul foarte bun. Un far, practic. Un far călăuzitor. Și chiar ultima idee, mă simt, mi se pare că locul nostru al iconarilor aici, printre scriitori, ziare și cred că este potrivit, dacă ne gândim etimologic, iconograf vine din grecescul iconografos, care înseamnă scriitor de icoane. Deci, într-un fel, și noi suntem niște scriitori, într-un fel... Combinarea cuvântului scris cu imaginea. Și, într-un fel, și voi sunteți niște artiști ai cuvântului. Da. Mulțumesc. Marius, câteva cuvinte despre a doua prezență, din nou aici, pe în decembrie să fim din nou în aceeași, într-un quartet, într-un vintet identic. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că a fost invitat din nou. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că, într-adevăr, iată că am avut sănătate și ne-a ferit de molima care se preumbră printre noi și iată că undeva, într-adevăr, arta este un miracol care ne salvează. Ne ține împreună, ne salvează. Da. Arta este, ea în sine este un miracol. Deci, de exemplu, eu fiind profesor la școală, artist în cazul, în momentul acesta, pot zic că noi avem mai multe state, admiterea, după aia sunt anul 1, anul 2, anul 3, la fel am parcurs și noi, la rândul nostru, toate etapele astea. De fapt, pentru ce ne-am parcurs? Să învățăm cum să folosim niște unelte, de exemplu. Dar după ce am învățat și am aprofundat folosirea celor unelte, mai rămâne ceva care este mult mai profund, pe care nu știu dacă noi, eu ca și profesor, încerc, dar nu știu cât pot să-l descoperi studenților, este modul de a crea miracol. De fapt, asta, în toate lucrurile care le învățăm, noi trebuie să ne, și toată viața noastră, de fapt, este când stăm în atelier sau oriunde, în ciuri loc, noi căutăm cum am putea oare noi să provocăm acest miracol. Și atunci am zis că astăzi am adus aici lucrurile mele. Fiecare venit cu lucrurile lui de acasă, din atelier, dragi care sunt ca și niște trei, am adus trei copii, de fapt sunt unul. Eu am adus astăzi niște sentimente. Așa le-am și numit lucrurile, sentimente. Pentru că, spunea Nicita Stănescu, vorbea despre sentimente, că lucrurile pe care le lăsăm moștenire, într-adevăr, rămân sentimentele. Dar sentimentele înseamnă, adică în momentul în care reușim să atingem pânza sau icoana cu o formă anume, specială, atunci, în momentul în care reușim să redăm sentimentul, atunci putem să fim liniștiți și să spunem că arta noastră poate să rămână, că arta noastră rămâne, trăiește și merge printre noi. Pentru că aceste sentimente pe care le așezăm în pânze, la rândul lor, provoacă alte sentimente celor care le privesc. Și tot așa se întâmplă lucrurile ca o poezie, ca o friză. Cam atât aș vrea să-l spun pentru mulțumesc. Dragi doamnelor și domnilor, suntem într-un moment, tot pictura poeziei, să avem arta sacră, dar avem și arta scrisului, avem poezia prin scriitorul Victor Măruțoiu, Vitralii cu greier, al 11-lea volum. Felicitări, Victor! Te ascultăm cu aceeași atenție și știu că este o poezie în spiritul momentului în care vine. Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru invitație, este o onoare să fiu între prieteni, așa consider acest spațiu al Făcliei, iar alături de domnul profesor Cătețiu, de Alin și de Marius, întotdeauna e o bucurie să fiu. E o echipă frumoasă și eu ca și absolvent de teologie, i-am cunoscut, am colaborat cu ei și ne bucurăm, eu față de Marius am și mulțumirea aceasta că unul dintre volume Psalm pentru Îngerul meu poartă semnătura artei sale pe copert. Vitralii cu greier, din acest volum am ales trei poeme în această stare a acestui binecuvântat post care ne îndreaptă spre Golgotă și totodată spre învierea cu și alături de Mântuitorul Iisus Hristos. Primul, stihuri monahicești,
dedicat oarecum acestei stări în care toți am devenit, fără să vrem, niște monahi, închiși în cărșile noastre, în locuințele și în sufletele noastre. Când El te cheamă, sosești arzând, uscat de sete și adânc flămând, gonit de lacrimi, abur și gând, suflet de vamă, de soarele tace, vânt ascultând, iriși de taină, semne alungând, somn se întrupează în armură de sfânt, prin lumea ce zace. La schitul Păltiniș, in memoriam Constantinoica și închinare părintelui monah Rafael Noica. Se îmbracă pusnice în ceruri, luminând anviere, pașii bătrânului monah exorcizează pământuri, în rugăciunea sa se deschid poteci, pietruite spre drumul de acasă. În atingerea de seara heruvimului, umbra vechiului schid așteaptă suflete, pelerine, în noaptea cea rară. Și închei cu un poem dedicat Vinerii Celui Mari, totodată și satului românesc, pentru că Patriarhia a hotărât că acest an să fie dedicat cimitirelor și memoriei strămoșilor noștri. Și mă bucur că văd și icoana Sfântului Ștefan cel Mare, care oarecum oblăduie întreaga suflare și arta românească. Vinerea cea mare, satul se îmbracă în glas de toacă, pe urme de înserare pășesc străbuni. Lumina străpunge, noaptea cea rară. Încă o dată mulțumesc și să nu uităm că aceste drumuri ale noastre, că această greutate de pandemie, noi nu suntem singuri, suntem alături de strămoșii noștri și cred că împreună putem păși într-un viere. Să dea Domnul să ne revedem, cum a spus domnule Demostean Șofron, să ne vedem frumos în alt cadru sfânt, cel al nașterii Domnului, să fie o naștere după pandemie. Cele spuse de tine acum și ultima poezie m-au dus cu gândul și era normal să ajung acolo la un alt celebru titlu, știm de cine e vorba, Veșnicia s-a născut la sat. Blaga. Doamnelor și domnilor, Galeria Fătuia și-a redeschis porțile, aproape 6 săptămâni, bucurați-vă de artă sacră, să aveți sărbători fericite, să trăim într-o speranță, într-o încredere, într-o nouă întâlnire în decembrie, în cu totul și cu totul alte condiții, cum spuneam, de comuniune face-to-face, față-înfață, așa cum și trebuie. O zi bună mai departe, sărbători fericite, alături de cei dragi, aveți grijă de dumneavoastră. Vă mulțumesc și vă mulțumim pentru atenție, le mulțumesc colegilor de la Artă Sacră pentru prezență, Părintelui Cotețiu și întregului departament al Facultății de Teologie Ortodoxă pentru faptul că au dat curs invitației noastre. Bucurați-vă de artă, bucurați-vă de împlinirea spirituală de care avem atâta nevoie. La revedere!